Bună dimineața! Acest exercițiu, exercițiul Dragon Crossing 2015, se execută începe chiar în acest moment. La exercițiu participă Brigada 18 Infanterie Banat, Regimentul 2 Cavalerie din Statele Unite, Brigada 10 Geniu, Dunărea de Jos de la Brăila și alte unități și subunități din Forțele Terestre. Acesta este un exercițiu tipic de trecere a unui curs de apă. Practic, într-o situație tactică, Brigada de Geniu construiește un pod de trecere pe pontoane, peste care va trece tehnica de luptă a Regimentului 2 Cavalerie și a Batalionului 32 Infanterie din Brigada 18 Mecanizată. Pe timpul acțiunii, pe timpul construcției podului, aviația de vânătoare va, în scenariul exercițiului, va executa atacuri asupra elementelor de siguranță și asupra punctului de trecere, care vor fi respinse la rândul lor de acțiunile forțelor noastre. Nu vă spun mai multe, vă las pe dumneavoastră să vedeți în continuare exercițiul. În anul 2015 am organizat un număr mare de exerciții de pregătire, cel mai multe cu partenerii noștri din NATO și sigur că numărul mare de exerciții a fost organizat împreună cu partenerii noștri din Statele Unite, cu militarii americani. Și de această dată, domnul ambasador Clem, domnul general Hagis, comandantul Forțelor Terestre în Europa, sunt prezenți la acest exercițiu care este oarecum unicat. Am mai organizat un asemenea exercițiu în acest an la Brăila, dar de 7 ani de zile nu s-au organizat exerciții de trecere a unui râu pe un pod de pontoane și dumneavoastră știți motivul, nu existau bani la acea vreme, iar având în vedere că 2013, 2014, 2015 au fost ani mai buni din punct de vedere financiar pentru Ministerul Apărării Naționale, am reușit să organizăm un număr mare de exerciții, printre care și exercițiile acestea de trecere a unui râu pe un pod de pontoane. Este o experiență inedită și pentru militarii din Statele Unite, ați văzut că au fost prezenți aici cu tehnica din dotare, cu transportoarele Stryker și împreună cu militarii români au făcut această trecere peste râu Mureș. Continuăm să organizăm exerciții de pregătire în comun, este o formă de răspuns a NATO la ceea ce se întâmplă pe flancul estic al NATO și al Uniunii Europene și prezența prin rotația militarilor din NATO și mai ales pe parteneriatul strategic pe care noi îl avem cu Statele Unite în România este vizibilă în acest an și credem că pregătirea în comun este foarte utilă pentru a asigura capacitatea operațională a forțelor NATO, dar și armatei române și de fiecare dată prietenii noștri, partenerii noștri, militarii din Statele Unite sunt alături de noi și prezenți la acest exercițiu. We're signaling to Europe, but also to potential adversaries outside of Europe is that Romania, NATO, the United States. Dăm semn acum Europei și nu doar Europei că aici există o prezență militară americană și nu doar atât, există și o prezență diplomatică. Îi salutăm alături de noi pe înalții demnitari ai statului român. Transmitem acum un mesaj important și la nivel diplomatic. Este mai mult decât colaborarea pe plan militar. Experiență uluitoare și vă spun cu mâna pe inimă, toți militarii americani îi apreciază foarte mult și respectă pe fraților în arme din Forțele Armate Românești. Am servit cu românii în Afganistan și acum colaborăm cu ei în exerciții și este o strânsă legătură între forțele voastre și ale noastre. Ești născut în Statele Unite sau cum ai ajuns în armată? Am fost născut la București, părinții mei au emigrat în America când eu aveam 9 ani. Acum am 34.